PNBuy, cele mai multe jocuri la cele mai mici prețuri. Link în descriere. Apăsați-l sau sunteți cringe. Astăzi pe Mind City l-am părât pe Marius Costin că data trecută mi-a pus capăt zilelor ca un șarpe de la 10 km distanță. Apăsați butonul de like dacă vă mai aduceți aminte și scrieți-mi în secțiunea de comentarii câte fire de păr are un capibara sau o să fiu foarte dezamăgit de voi, la fel cum este familia voastră dezamăgită de voi probabil. Da. Marius, voiam să te întreb o chestie, dacă îți mai aduci aminte ce s-a întâmplat aseară. Aseară? Opa! Da, mai știi când... Ce s-a întâmplat? Am avut o altercație aici cu domnul Marius și, nu știu, eu... Atâta vă zic, domnul polițist, eu zic că ar trebui o percheziție la el. Opa. Hai! Fața la perete! Fața la perete! Okay. Băi, dacă... Aruncă tot ce ai pe tine! Nu te întoarce la mine! Aruncă tot! Dacă tot stai aici, v-am să raportez faptul că eu nu prea mai am buletin. Aruncă tot, am zis! Da, la poliție îți faci buletin, Luca. Aruncă! Păi poliția cred că îl bate pe Marius Costin acum. Păi lasă! Păi ce, poți să treci tu, da, dacă vrei. A, nu, sunt ok. Da, bă, percheziția asta e bună, uite, vă că are, dar... Nu știu, mă, Insanity, eu zic că ar trebui să... Ce? De ce ai un animal mort împăiat la tine în spate? Mai multe! Mamă, câte are? Păi, am făcut... Nu vă uceți la itemele lui, Marius Costi, trece aici! Am făcut curat la mine pe plan... No! Oh my god, nu cred! Nu mai are nimic, percheziția a fost făcută, asta okay, e fășare. Da, percheziția. Okay. Bun, domnul Q-Sanity, eu atâta vreau să vă zic că eu... Nu că cred, sunt sigur că are o armă ilegală. Domnul Caluc e aici de față cu mine și poate să vă povestească cum aseară eu și cu Luca Luc... și cu Carina lucram la stradă în timp ce un glonț și apoi încă unul au venit de nicăieri și mi-au pus capăt. Fix în și doar erau de alea de sniper, o să fiu sincer, erau de alea de sniper. Le-am simțit 3, înainte să... 366 atunci a tras. Da. Aș vrea să știu de ce am fost executat fără niciun motiv. Păi, percheziția, că așa se face. Percheziția okay. Medievală la noi aici, cu omor, cu bătaie. Okay. Bă, nici chiar așa. Marius Costin, am auzit că ați tras cu o armă sniper în I Hate Pink, ați tras în cap cu gloanțe 366, este corect? Nu am folosit nicio armă, nici măcar nu am permis de conducere, dar apoi de port armă. Păi exact, pentru că n-ai permis de port armă, că e ilegală. Bine, da. E ilegal. Păi Marius Costin, te-am înțeles, era doar Pink, Luca, Arina, stăteau toți trei. Construiau și tu de la distanță de în jur de 100 de metri. Nu. Ai pus sinta și l-ai împușcat în ceafa capului. Eu eram în spatele casei tale și îmi făceam nevoile în pădure acolo, ok? Asta a zis și aseară, nu-i așa, vreau Luca? Vreau să-mi arăți nevoile, hai, vreau să văd ce ai făcut. Da. Păi a plouat, am trecut animale pe acolo, gen, nu cred că mai sunt acolo, dar hai să vedem. În câteva ore... Exact. Păi fii atent, Marius Costin, e simplu, dacă tu ziceai că ești în spatele casei mele, erai cel mai îndepărtat de către Ping, pentru că toți trei erau împreună. Deci tu ești clar vinovatul. Păi nu sunt eu vinovatul, poate a fost altcineva. Cineva de pe nu topic era nimeni. După topic graf. Ce? Păi cum a ajuns ei cu acolo? Din altă țară a tras? Poate a venit altcineva din altă țară. Din altă țară zici că a tras direct, dar... Nu știu mă, Marius, nu ce știu, să zic. Nu știu, eu bănuiesc și eu cum bănuiesc și voi, că n-am făcut nimic. N-am făcut nimic, e că... Acum deci, să-l exact prindă. Exact așa am făcut. Eram aici, m-am ridicat momentul din pat. Momentul ăsta deschidem chesturile pentru percheziție. Chiar toate deblochează. Chesturile? Da, crei tu, deblochează-l. Să nu umblați la chiloți, vă rog frumos. De unde aveți atâtea mending-uri? Ce? Ce? Hopa. Vă pot explica asta. Hopa. Alea oricum se confiscă. Lăsați poliția să-și facă treaba, pentru asta am să le confișe de cu la secție, să verificăm stocul de mending-uri, dacă ați dat bani sau nu pe ele. Ai plătit okay, pentru ele, verifica. Domnule, nu-i așa? Deci eu nu sunt vreun mafiot sau ceva, credeți-mă, sunt un cetățean corect. Deci ai plătit pentru mending-uri, zici, da? Nici măcar nu am luat de acolo, eu le am de... De unde le ai, mă? Tu știi că sunt cine ilegale, nu? Cine a scris asta aici? What? Am scris-o eu. Ce asta, mă? Ce asta? Ce bani? O să uit pe camere. Ce bani se întâmplă? Cristina, vorbește și tu cu băieții ăștia și cu domnul Cristina, primar. Cristina e singură? Să rămână. Este. Hei, primarul, se dă la Cristina.
Ce, a pupat-o fără acordul ei, bă, gen. De la distanță, what? Prin Wi-Fi, what the... Se cunosc, nu vă mai băgați voi. Da, ia uite-te la ăștia. Unde fac și eu buletin? Nu știu să fac buletin. Am curcat-o, Marius, așa îi trebuie să crede. Am și nevoie să fac un buletin, nu că am murit cu el. Aoleu, vezi că se ia amendă dacă ți-ai pierdut actele, știi, nu? Păi da, păi trebuie să mi le refacă, de-aia am venit aici, mulțumesc. Taxă, amendă, 5 năsoși la secție. Nu am bani. Păi, știu ce să fac. Ai termen 3 zile. Nu există. Marius Costin. Da. Marius Costin. Da. M-am uitat, stocul de mending este plin, deci toate cărțile încă sunt, ci bani în safe sunt zero. Păi nu am luat de acolo nicio carte, n-am furat. Păi deci recunoști. Păi exact, nicio carte ăla, păi atunci de unde le-ai? Am făcut niște afaceri cu niște băieți de pe Topicraft. Hopa! Zi de unde le-ai? Deci eu vă zic adevărul, am făcut niște afaceri. Zi de unde le-ai? Le-am luat la un preț de nimic. Zi de unde le-ai? V-am spus de unde le am. Le am de foarte deci mult. Uai, de la mine le are. Deci nu vorbești. Tu știi că sunt ilegale, nu? Le am ascunse acolo de mult timp, știu că sunt ilegale. Și nu le-a predat la poliție, nu le-a predat Insanity. Nu le-a predat la poliție, am vrut să le țin ascunse tot timpul, nu m-a zis că să vine cineva să mă prichizi. Nu, Insanity a recunoscut, a recunoscut că știa că sunt ilegale și că le-a păstrat. Costi, ridică-te puțin de pe scaun. Nu, vă rog, fără arme, vă rog frumos. Ridică-te, am zis, fără arme. Pentru că nu recunoașteți, poate această cale de tortură nu este cea mai bună, așa că... Bă! Nu cred că mai vreți să bă! I-a tras X în unghie! N-o să meargă prea acolo. Dacă zicea de o să chem un medic ca să bandajeze picioarele. Dacă nu, o să sângere și o să mor aici. Deci de unde le ai? De unde le ai? Am făcut eu rost de ele. De unde le ai? De la niște săteni, de la niște săteni! Da, unde le-ai? Am făcut rost de la niște săteni! Zici adevărul, ce gata, nu-l mai... Nu-l mai chinui pe săracul! Nu pot să vă dau numele lor, pentru că or să mă omoare! Gata, Q-Sanity, lasă-l, trebuie să-l bagi în pușcărie! Primarul vă zice să mă lăsați, nu mă băgați la pușcărie, dacă ba vă da, spun! Ba da, ba da, că nu mă băgați la pușcărie, nu o există. Să recunosc totul! Ai gata, știut, ai da, știut? Nu, domn primar, nu-i ok, dacă recunoaște, n-am să-l bag, deci... Marius Costin, de unde le-ai? Deci, am umblat un pic pe aici, prin zonă, am găsit niște săteni. Dar avem și... cameră de interogatoriu, gen. Asta e camera de interogatoriu. Okay. Am găsit niște săteni și le-am dat niște chestii verzi. Chestii verzi? Da. Mm-hmm. Niște boabe verzi. Da, deci... Ce? Deci asta e povestea, nu? Boabe? Da. Și mi-au dat cărțile. Și le-am adus și am vrut să le vând pe sub mână. Că plămiam să fiu mafiot. Bună. Dar după ce se întâmplă pe aici, prim... Stai, nu pleca, hai să ne cunoaștem. Băi, ce face? Vino puțin, cam nu, aici nu, ceva. Nu, m-am treabă. Ia un loc aici, domnul Marius Costin, pe canapea. Haide. Pe canapea? Pe canapea, okay. Pe canapea aici. Stai, pincă. Puteți un pahar cu apă, fă rog. Domnul Lucalo, nu mai ții pați în secție, unde vă credeți aici, pe tarla? Păi nu, dar doamna Cristina se dădea la mine și acum s-a dus la Pink, ce e asta? Păi, dar nu te mai place. Nu, vă rog, nu la secție, vă rog mult. Păi la pușcărie, la pușcărie. Nu la pușcărie, nu, vă rog mult, ia, nu la pușcărie. Ia, intrați aici un pic. Intrați. Deci am recunoscut un... Intră acum. Ok, intru. Intră acum. Intru, gata, intru. Care-i, mă, codul? Acolo ok, nu nimeresc codul. Costin, că vin scărți pe ascuns. Ai zis că nu-l bagi la pușcărie, l-a băgat tot la pușcărie. Ca să le vând. A curcat-o. Cât o să stau aici totuși? La pușcărie prost. Domnul comisar Insanity. Comisarul? Domnul șef de poliție, comisar. Hei, hei! N-am apă și pâine, n-am nimic. Bă, taci acolo că te bat cu bulanul. Bă, apă și pâine. Mă, Dani, de-n moment. Are voie să îi se facă o vizită la pușcărie? Nu, că n-ai cum să intri acolo. Da. Păi putem aranja o vizită, nu să-i aduc mâncare măcar. Să-i aduci mâncare? Nu, n-ai voie să bagi nimic. Păi mâncare, doar mâncare. Fața la perete, percheziție. O să pui pilă în mâncare, te știu eu. Fără mâncare, n-ai voie să-i dai nimic. Bun, clear. Hai, ia un loc. Okay. O să aduc imediat de ținutul, ia un loc aici. Ok. Dar ce vor, mă, să, bă, ce vor, mă, să discute? Ce face, mă, ăla acolo?
Bă, ce face mă ăla acolo? Bă, ce se întâmplă bă acolo? Bă, cred că gen... Chemați și voi, arceți un sac de gunoi gigant. S-a duc vidanja? Domnule ofițer, unde-ați plecat? Ia, nu te mai șterge și vin încă. Păi stai că... Stai, nu s-a șters? Nu m-a șters! Nu mă interesează, treci încă. Șterge-te cu mâna. Aole, ce viață de pușcărie. Eu ți-ai să iei un loc acolo și tu ce faci? Gata, stai aici. Ia, Marius Costin. Chiar vrei să mă așez așa? Hai, așează-te pe scaun. Ok, domnul polițist, dacă poți să ne dai un moment de intimitate aici... Ah, ca să-i pasezi pila, da? Hai nu, că nu, ca, nu există nu intimitate, ești la secție. Ce sugestie e asta? Păi nu ziceam să te uiți pe camere, dar așa ca să fim și noi așa, un moment de intimitate între noi, ca băieții. Da, domnul primar, domnul comisar, că eu sunt ăla primar. Eu n-am încredere în Luca Luc, nu știu ce tot urmărește la o să plecăm nu să... Nu poate să zic că nu, exact. Okay. Zi, Luca, okay, ce vrei să zici? Hai că noi mai avem treabă cu el. Ce-ai făcut, Costine? Ce-ai făcut, mă, de aia ajuns în situația asta, pe bune? Deja ai să te explic, mă, frate, ok? N-am făcut nimic, n-am nicio vină. M-am zi, băgat frate, aici, hai. M-am băgat aici. Stai, nu, nu mai plânge, nu mai plânge, stai liniștit. Nu pot să mă abțin, pentru că nici măcar să rezolvăm. Mă șterg la fund, nu m-am lăsat. O să rezolvăm, Costine, e ok. E bun, okay? Marius, băi, e bun, Marius Costin. Trebuie să zici ce s-a întâmplat, ok? Deci am fost sincer și cu poliția, am făcut niște afaceri cu niște săteni și am vrut să fac niște afaceri în sat, nu mai încărca arma aia, ok? Și nu pot să-ți mai spun, gata, am zis nu, tot nu mai plânge, nu mai da, dar poți să începi cu partea de aseară când m-ai omorât cu sânge rece de la 10 km distanță ca un laș? Dacă spui adevărul o să fie ok, doar spune, tu l-ai omorât pe domnul... Președinte slash primar. Nu l-am omorât eu. Nu eu l-am omorât. Marius, nu există. Nu era nimeni în oraș și știu pe toți cum pleacă. Eu știu tot ce mișcă în oraș. Am nevoie să recunoști dacă tu ai făcut-o. Trebuie să te ajut. Mi-a fost înscenat. Mi-a fost totul înscenat. Zi-mă unde ai pus arma, mă. Deci, Marius, trebuie să căuta arma oriunde pentru că eu n-am pus mâna niciodată pe o armă. Marius, să-ți aduc amintea seară când mi-ai zis și citez. Fiți atenți, domnul polițist, asta e foarte important, să treceți în cazier. Citez, am avut un contract pe capul tău. Mai știi când mi-ai zis nu asta aseară? De la cine? De la cine ai avut nu contractul, Marius? Nu asta, n-am avut niciun contract. Unde? Căutați, n-am niciun contract nicăieri. Domnule, mi-a zis mie aseară când l-am luat la întrebări după ce am plecat cu el, Luca. Ok, ok, deci, Vian, dacă spui adevărul, este practic pe jumătate de iertat, cum ar veni. Deci, dacă aflăm cine a pus contractul, s-ar putea să ieși mai... Liniște! Opa. Tavanul! Liniște! Costin, sus! Sus? A expirat timpul de vizită, hai, înapoi! Ce? Hai, înapoi. Treci încoa, Luca, nu o să te uit niciodată, Luca. Mă, tu nu vorbești cu mine, o să te scot de aici, promit. Tu ce o să faci, mă? Păi, plătește în cauțiunea, te rog. Tu ce o să faci? Păi eu care să dovedesc, ți-am dat... Ce să dovedești, mă, eu care ți-am dat de mâncare, te-am angajat la drumuri și poduri. Păi poate este o neînțelegere. Am muncit alături de tine și tu l-ai văzut cum m-a omorât și acum... Ce neînțelegere? Poate este o neînțelegere, poate nu a fost el. Domnul Chiusenit, eu zic să mai verificăm o dată plotul, eu sunt sigur că are un sniper pe undeva. Știți de ce? Pentru că, fiți atenți, el n-a tras un singur shot, a tras două. Prima dată m-a nimerit în picior. Bă, și mi-a dat mult damage, înțelegi că piciorul meu de-abia mai atârna? Și apoi a venit al doilea shot și mi-a pus capac. Nu putea să fie pistol cu ce a tras, că pistolul nu dă atât de mult damage. Nu știu eu. Și fiți atenți, haideți să vă arăt unde l-am găsit aseară după ce m-am întors la el. Că știam că e pe aici pe undeva. Că am urmărit de unde a venit glonțul și am văzut că a venit fix din direcția asta. Și fiți atenți, deci eu am mers în pădure și l-am găsit fix aici. Deci era fix aici undeva când l-am luat eu la întrebări și ne-am luat la hârjoneală până când... ok, o să fiu sincer cu dumneavoastră, domn polițai, i-am tras o mare bătută până i-au sărit tot din buzunare și nu avea arma la el. Deci nu avea de o armă la aici? Asta Opa. Nu știu. Deci vreau să vă zic că n-avea o armă la el, ceea ce înseamnă că a ascuns-o repede undeva înainte să vin eu la el să-l iau la bătaie. Pe undeva pe aici sigur este arma crimei. Asta pot să vă zic cu mâna pe inimă. Înțeleg. Cred că e cam departe. Poate, nu, cred că e cam departe aici, nu știu, cred că în zona. Poate în vilul ăla era un semn, totuși, poate e prin păi zona. Nu știu, aia. Aici
s-a uitat, domn polițist n-a văzut nimic, nu știu. Cred că... Nu? Nu, cred că... Nu știu ce să zic. Tu, domnul Chiusenity, ce zici că s-a întâmplat? Eu cred că v-am pușcat, da. Acum, pe... Dar trebuie să dovedim. Nu, nu, nu cred că o să vrea să ne zică de unde are arma, mă. Dacă aflăm de unde are arma, punem și capăt mafiei. Domnul primar, fiți atenți aici. Eu doar încerc să-i câștig încrederea. Încercam să-l fac să recunoască, ați văzut. Adică nu... Da, nu, chiar mai, nu mai urla atât de tare că te aude de aici, cred. Nu, nu. E ok, mm-hmm. Ok. Păi trebuia să... Aveți încredere, aveți încredere. Da, nu știu ce să zic. Are de făcut muncă în folosul comunității. Auzi la el, mă. Nu știu, mă, ce să zic. Bă, ceva a făcut, bă, Luca. Deci undeva pe aici are o armă. Luca, zic cu mâna pe inimă. Mm-hmm, înțeleg. Păi și unde poate să fie, întrebarea? Eu tot zic că e undeva prin zona aia la Anvil. Deci nu e ascunsă la el pe plot. Asta, deci asta n-are cum să se întâmple. E imposibil să fie ascunsă la el pe plot pentru că s-ar incrimina de unul singur. Deci sigur a pus-o el pe în altă parte, pe undeva. Poate a pus în plotul altuia. Cum ar fi? Mamă, să fie o scenare. Da, dacă căutăm așa după tot scopacii ăștia, nu știu dacă... Da, s-a căutat aici? Să... Adică așa că o să meargă. Dacă aș fi eu, Marius Costin, sigur aș astupa arma undeva unde e relativ ușor de găsit după. Da, n-a avut foarte mult timp să o ascundă. Da, n-a avut deci mult timp, că eu m-am dus... Mă, nu, realistic vorbind, a avut vreo 2 minute până am ajuns eu la el. Atâta zic eu, Sanity, eu sunt 1000% sigur că are o armă ascunsă pe undeva. Ori am mutat-o față de aseară, nu știu. Bă, să găsim arma crimei, asta e tot ce trebuie să facem. Opa, hopa, 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 hopa. Ce era? Am văzut ce era acolo. Ce era acolo? Era o cagulă de mafiot și... Lasă-o, să nu trage după mine cu aia. Ce arma aia, Marius Costin? Marius Costin, ți-am spus să... Acum e prea târziu să mai faci orice. Oh my god. Știam că la SM. Ia să vedem. Permis de portarmă. Este a fost sol plutonier, Marius Costin, permis de libertate. De unde are, mă, permis de portarmă? Că nu i-a dat nocivanul. E fals. Deci a falsificat și permisul de portarmă. Nu pot să cred. Ok, gata, m-ați prins. Eu l-am asasinat pe primar, ok? În sfârșit, un pic de onoare. Nu mișca, precisa. Nu mă mișc. În sfârșit, l-am prins, în sfârșit recunoaște. Dreptate, pentru că toată gaura asta, hai să te văd. Ok. Hai, treci la treabă. O să astup, dar sper totuși să... Nu o să acum. Nu, nicio condiție, astup. O astup acum, gata, am zis că o să astup. Să te văd, dă-i. Oh, no, ce se întâmplă aici? Nu pot să cred că chiar era el. Tu nu înțelegi că eu știu tot ce mișcă în orașul ăsta. Știam că noi munceam acolo și mai era el care era pe undeva și a tras cineva. Cine putea să fie Luca? Da. Tu nu m-ai crezut. Nu mi-au sărit acolo așa. Doar am încercat să... încerc să găsim toate evidențele, nu? Domnul Chiusenity, o să fiu foarte atent la salarul ăla, o să fie un salar baban pentru dumneavoastră. Nu știu cum ați găsit chestul ăla, dar s-a săpat. V-am spus, e Anvil-ul, e clar că era în zona asta. Da, Anvil-ul, eu am crezut că o să fie sub el, dar chestul era undeva departe, nu știu, a făcut o chestie ciudată rău. Era prea evident. Da, era prea evident dacă era sub Anvil, era departe. Mamă mia. Cu tupeul ăla al tău. Nu mă mai loviți. Da, și fără onoarea de a recunoaște. Într-un final am recunoscut, ok? Eu am făcut-o. Păi da? Nu mai se pune recunoaștere dacă v-ai recunoscut după toate probele găsite deja. Da, ia zic, câți bani ai luat pentru contractul ăla, ia zic. V-ați observat, ia citiți asta, Danny Den? Ăsta, e Hipim, pardon. Danny Den? No way. Știi ultimul rând de cine ai semnat? Cine ai semnat? Bă, minți, mă, că m-am uitat și nu scrie, ai modificat tu, ai, bă, Insanity. Da. Vrei să-i o înșenezi lui Danny Den? Nu e adevărat, Danny Den a Danny semnat Danny Den a semnat? Bă, n-am fost eu atent, stai mă, așa, mie mi s-a părut cu... Cine ți-a dat, mă, permisul la fals, ia zi? Ok, o să vă spun tot adevărul. Nu o să mai mint nici o secundă din acest moment. Dacă... Îmi promiteți în calitate de primar și de ofițer de poliție și de cetățean de onoare al acestui sat
Oraș. Oraș. Mă scuzați. Că nu voi face pușcărie pentru că am fost sincer cu dumneavoastră. Doar foarte multă muncă în folosul comunității, sincer. Muncă în folosul comunității, sunt de acord să fac, dar vă rog frumos, nu mă închideți. Bun, cetățenii, spui... ai Pink și Luca Luc, puteți să vă duceți înapoi la ce făceați, sau să mă ocup eu de Marius Coștini. Hai, încoa. Okay. Păi stați că și eu sunt implicat în asta, eu am fost victima. Dar noi suntem martori până la urmă, da? Și eu am fost martor chiar acolo. Și e vinovat, știm deja, dar însă m-a dus să-i dau... Păi eu vreau să știu cine a pus pe capul meu contractul, okay, și de unde are arma. Totul, o să spun totul, dar să nu mă băgați la închisoare, atât. Deci, treaba este în felul următor. Danny Den mi-a spus... Că, ca să mă ierte, eu am furat niște bani lui Danny Den, ok? Și tu îi furi, toată lumea fură de la Danny Den. Nu, deci l-am făcut să-mi dea banii păcălindu-l cu ceva, știi? L-am păcălit într-un fel și banii practic i-am furat. Da, i-am dat o țeacă. O românească, se spune. Și mi-a zis că el nu prea suportă nouă primar pentru că el vrea să fie primar să facă anarhie, ok? Deci el a vrut să fie primar și mi-a zis că dacă ieșeam și eu primar, același lucru voia să-l facă și cu mine. Oricine ar fi fost primar, el s-ar fi răzbunat. Bun, a făcut rost de armă. Cum adică a făcut rost de armă? A făcut rost, nu știu de unde a venit. Mă, Danny Den nu are bani, nu are bani să treacă strada. Nu a făcut Danny Den rost de armă. Nu știu cum a făcut rost de armă, dar m-am întâlnit cu el în spatele plotului lui. Și i-am mi-a făcut zis... poză lui Marius Costin. Yeah. Ok. Și o poză. Mă puteți filma, mă puteți face orice, că sunteți, mă dați la televizor dacă vreți. Deci, m-am dus în spatele plotului lui și mi-a zis și o poză. Pot să păstrez pentru că nici eu n-am bani și sunt sărac. Și mi-am dorit tot timpul să am și o armă de vânătoare. Să vânez prin pădure. Ce să vânei? Căprioare și chestii de genul. Bă, am vrut să mă duc. Și trăiesc în ochii tăi de este... tigru. Nu, deci că în minți. Momentul de față totul este. Și uitați, mă jur pe itemele mele. Care sunt și ele acolo cum sunt, dar pentru are Luca Luc armură mai bună ca tine și a intrat ieri aici în oraș. Dar cred că nu merge să te juri pe itemele alea. Hai să discriminăm despre asta și să vă spun tot ce s-a întâmplat. Bun. Danny Den mi-a spus că pot să păstrez arma și permisul de port armă dacă asasinez primarul. Și asta am făcut pentru că mi-am dorit o armă de vânătoare și am crezut că nimeni nu mă va prinde pentru că mi-a dat și cagulă. Deci mi-a adus tot ce îmi trebuie. Și unde... eu am vrut să păstrez arma, am ascuns-o acolo. Oh my god. Bă, ce se întâmplă, bă? Da, cred că ți-a pus capac, Iusen. Cred că s-a săturat de minciunile tale. Ia-l la secție. Deci chiar nu mint. Deci băieți, chiar nu mai mint de data asta. De data asta nu mint. Băieți? Vorbesc foarte serios. Tu zici că nu minți, dar nu știu mă ce să zic. Ai ales, cred că cel mai nepotrivit om din oraș pe care să dai vina. Danny Den. Dacă el a fost... Nu știu, mă. Ia-l la secție, domn polițai, și bagă la pârnaie. Nu cred că mai am încredere în el. Nu mai am nimic de declarat. Deci dacă și acum mă duc la pușcărie pentru ceva ce practic nu sunt totalitate vinovat, nu mai zic. Nu vreau să mai zici nimic. Tot ce poți să zici va fi folosit împotriva ta la proces, domnule Marius Costin. Ne vedem în curtea de judecată. Aici, pa. Ana, opa. Ana, dăm și mie Instagram-ul tău. Pleacă, mă, de aici, mă. Cum ești pe Instagram, Ana? Lasă-mă, polițistele, bă, domn, primul. Bă, lasă-mă, că doar vreau să-i dau follow pe Insta, ce ai tu cu mine? Nu pot să dau follow pe Insta la polițiste. Mai știu eu pe cineva care dă follow la fete pe Instagram. Vrei să ajungi ca Rodby? Rodby moment. Da, cred că poți să te duci, deci fii atent. Scrii numele Chang Li și dai pe o fată din China pe Instagram, Rodby o urmărește de vreo 3 ani. Da. Da, e cred că like se cunoaște cu ea de like din clasa a 3-a sau ceva. Da, Rodby moment. True bă. Story. Luca Luc, eu nu știu cum să zic, dar eu nu-l cred de Marius Costin. Da, probabil nu știu dacă a putut să mintă atâta, probabil minte. Bă, deci omul ăla din 10 lucruri pe care le spune, 11 sunt minciuni. N-ai cum să o dai cu el. Arma aia nu are de la Danny Den. Danny Den, dacă îl întrebi, nu are în inventar nici 10 năsoși, că i-a furat tot, toată lumea i-a furat. Ce fa? Ia vină cu omul puțin, ce face ăsta liber pe stradă? Alo? Nu trebuia să fii la... Domnule primar, nu trebuia să fii la pușcărie? Am primit ordine de la poliție. Pedeapsa mea este muncă în folosul comunității, gratuită, fără niciun năsos. Normal că fără niciun năsos.
Ha, bun, Marius, hai încoace cu mine că oricum. Ah, dar oare la ce muncă să te pun eu pe tine, mă, Marius? Asta e eu. Ok, domn primar, no, Marius, eu mă duc în treaba mea, așa că baftă. Bine, pa, pa. Ne mai vedem pe aici, pa, pa. Hai, urcă aici în mașină, Marius, că te duc acum la cea mai în folosul comunității muncă. Urcă-te și tu în spate, ca un sac de cartofi, nu aici. Oh, n-am voie să stau și nu în față, n-ai voie în față. Spate ca sacul de cartofi, hai, așa. Ok. Bun, hai că te duc eu acum pe plantație direct, Marius, că... Nu știu dacă ai observat, dar acum... Pe plantație? Toată lumea e mult mai puternică, poate să care mult mai mulți morcovi, de exemplu, da? Da, inclusiv eu sunt mai puternic, am făcut sară ești în pușcărie. În pușcărie? Cât, mă, în 3 minute cât ai fost, ai tras de fiare? Am tras de fiare, doamne, am făcut moare, am mâncat spanac. E bine că zici asta, pentru că fii atent ce vreau să faci. Vreau... Să iei toți morcovii care sunt crescuți, să-i replantezi iar și iar și iar, până faci toată ferma asta de aici plină cu morcovi. Și toți morcovii pe care îi aduni, vreau să îi găsesc la primărie sau să vii să-i lași la mine în cesturi ca să-i pun eu în stocul mâncării de la oraș. Înțelegi? Ok, nu voi intra, doar morcovi, sigur, doar dumneavoastră pe plot, domnule. Nu, îți dau voie să intri. Dar trebuie să pui toți morcovii acolo, înțelegi? Deci vreau toți morcovii ăștia care sunt crescuți, ok? Nu te atingi de ăștia, că ăștia nu sunt crescuți, încă nu sunt de recoltat. Da, da, da. Bun, fii atent, avem aici cam două rânduri care sunt aproape. Mă, ce ți-am zis, mă, să nu faci? Pune-mă înapoi, mă. L-ai pus înapoi, bun. Păi l-am pus înapoi. Bun, fii atent, rândul ăsta este aproape crescut complet, deci poți să te apuci de el și sari peste ăsta și următoarele două par și ele să fie aproape crescute. Le cureți pe toate, le replantezi și vreau ca orașul ăsta să nu mai ducă lipsă de mâncare cât sunt eu primar, ok? Ok. Bun, asta vreau să faci pentru prestul zilei, pentru tot ce ai făcut și vreau doar să știi, uite-te în ochii mei, vreau doar să știi. N-am crezut o secundă faza cu Danny Den. Știu că din altă parte ai arma. N-ai cum. Danny Den nu știe să treacă strada și vrei să-mi zici că el are acces la arme periculoase. O să fiu cu ochii pe el, dar până la proba contrarie este inofensiv și minți. Hai! Ok, o să fiu și eu înceapă... pe el, pentru că vreau să demonstrez tuturor asta. Bă, nu mai minți. Că... Morcovi, okay, mă, spune! Vreau să scoți fiecare morcov cu dinții. Cu dinții vreau să scoți fiecare morcov. Ăla nu e crescut complet. Scoate-l pe ăla. Da, nu. Exact. Hai. Hai. Așa? Da, vreau să văd. Vreau să te văd cum... este mă că... ia. Uite ce viață bună o să ai. Bă, Marius. Da, clar. Munca ta o să fie mult prea ușoară. Hai. Apucă-te să recoltezi toți morcovii ăștia. Hai. Imediat, domnul primar. Și ți-am zis, vreau să-i văd la mine într-un chest pe toți. Când ești gata, nu-i păstrezi. Că dacă îi păstrezi, pleacă mare amendă. Dar am o întrebare, pot mânca și eu câte da, 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 dacă ești pe plantație, cât ți-e foame, mai bagi un morcov că nu contează. Ok, mulțumesc. Până atunci, vreau să-i văd pe toți luați, hai. Sigur. Pentru oraș muncești acum, Marius, nu pentru mine, deci toți morcovii ăștia... Pentru comunitatea din mai. Exact, sigur. Îi fac de aur din banii mei și îi pun la un preț de nimic doar pentru ca orășenii să aibă ce să mănânce, ok? Vezi că ți-a arătat un morcov în spate, ia uite-l. Da, uite că merge să iei numai care mă, cred că complet. Da, știu, dar cred că dacă dai click dreapta cu ceva pe care ai fortune, cred că iei mai mulți morcovi. Ia dai click dreapta. O să faci mai puțin morcovi. Hai, vreau să văd, nu uita, vreau să văd până la capăt plantațiile plantate. Deci după ce termini, trebuie să replantezi acolo în stânga, da? Da. Bun. Hai. Când e, te întorci tu înapoi pe jos în oraș, că nu e distanță decât de sigur, un kilometru. Sigur, pe jos, la noapte nu e problemă. Mhm. Ai, credea că scapă, m-a crezut când am zis bine... Domn primar, nu scap de dumneavoastră nici aici. Mă, dar tu m-ai urmărit așa pur și simplu? Nu, efectiv, unde te duceai? Doar m-am dus să caut niște lavă pe aici. Hai mă, că-ți arăt eu unde e lavă. Hai că urc la dumneavoastră. Ce m-aș face fără dumneavoastră, nu știu. Okay. Pe bune, vrei să te duc la lavă? Ai nevoie de lavă? Da, vreau să-mi fac un gunoi din ăla la casă. Bine mă, uite, hai.
Hai că mergem la lavă. Fii atent, e la 400 de metri, dar știi cum e cu mașina asta pe pădure? Da, da, da. Încă 100 de metri mergem aici și știu eu o groapă cu lavă despre care mi-a povestit bunicul meu când era tânăr. Oh, ok. Acum deci nu mai e, acum a stat în orașul ăsta? Da, 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 dar acum nu mai e tânăr. Ah, mă rog, okay. Nu e nici bătrân. Ah, ok. Mă rog, e mort. Ah, ok. Asta a luat o întorsătură destul de ciudată. Nu, e perfect normal, gen. E o parte naturală a vieții. Da, cred că aveți dreptate totuși. Uh-huh, uh-huh. Ia uite, cred că se vede. Ia uite groapa cu lavă. Da, exact cum mi-a povestit, frate. Ia uite-o. Au. Wow. Da. Da, chiar e frumos locul ăsta. Să vii aici, asta este, gândești despre viață. Mhm. Uh-huh. Da, foarte tare. Mulțumesc. O să bă, ci... Domn primar! Ah! A, un pic la de asta termale, un pic la de asta termală, stai liniștit, ia uite. A, mamă, ce-mi place. Mamă. E ca o saună, Luca. Că... Bă, stai liniștit, bă, că armura asta te protejează de lavă, știi cum stau acolo și 10 minute dacă vreau. Hai, înțeles. urcă-te înapoi, că mergem înapoi cu mașina, okay, hai acasă. Ia uite așa, drifturi, mamă, ce-mi plac drifturile. Toate muștele pe față, mă, Luca. Bă, ce am venit foarte. Păi ai zis că să venim foarte rapid. Bună păi ziua. Păi unde nu sunt primarul. Bună ziua. N-am parcare, mi-au stricat Marius Costin. E la muncă pe plantație. L-a strâns la plantație. Da, la morcovi. Da. Nu cred că mai poate să ajungă în oraș. Și el că el este personajul principal. Oare putem să mergem să-l luăm? Da, haideți în mașină că avem loc. Folosul comunității, nu? Mamă, ce bătaie o să-și ia. Păi și cum îl luăm că suntem patru? Oh, asta e problematic. Luca, poți Luca, să rămâi aici? Tu jos. Că tu no, știi. Eu sunt prea gras. Păi mă dau, mă dau jos. Spate, nu păi nu că Luca a mai fost. Spate. Luca, tu ai fost acolo la plan. Aoleo, hai că oh my god. Bine, mă. Luca, vrei tu să mergi iară? Băi, accident. Stai mă liniștit, mă, că sunt doar frunze, mă, sunt doar frunze. Bă, drumul ăsta eu l-am făcut, deci, tu crezi primar, că... Vreau să confirmați acum, iarăși, că l-ați văzut pe Marius Costin cu arma ascunsă sub ploturi, corect? Da. Oh, Marius, ia hai! Ia treci, Marius Costin, sus! Hai înapoi la primărie! Gata. Sus? Că avem o problemă. Marius Costin, ce făceai acum? Eram la muncă în folosul comunității. Strângeam morcovi. Și ce făceai? A, strângeai morcovi? Strângeam morcovi, da. Și cine te-a pus, Pink? Eu, da. Da. Ok, Marius Costin, vreau să te avertizez, înainte să mergem la primărie, să te gândești de 5 ori înainte să spui ceva, deoarece am să explic exact la primărie ce se întâmplă, dar dacă ai mințit, e foarte grav pentru tine. Ok. Domn primar, nu mai mergeți pe contrasens. Să urmesc drifturi. Ia că o parcăm aici, în fața lui trenului Silent, da. Opa. Hai, jos, Marius. Ok, aveți grijă la Marius Costin, că încă este un convict, haide. Ce ai mai făcut, măi, Costine? Dar ce am mai făcut? Ce ai mai făcut, mă? Costine, buni, hai, luați un loc în sală. La judecată cu el, gata. Oh, bună ziua, domnule. Marius Costin, locul din față, Marius Costin. Treci mai în față, Marius, hai, în mijloc. Ia stai așa un pic. Luca, apropo, s-a renunțat la decretul cu privire la armură în oraș. Jos armura. Nu mai ai nevoie de armură, nu se mai am poartă. Înțeles, mă scuze. Marius Costin, te rog să pășești în față. Oh, no. Vreau să spui numele tău, vârstă, oraș. Dar fii atent, vino aici, vreau să le prezinți lor, nu mie. Ca în buletin? Păi normal. Păi nu știu, tu să-mi zici. Fără buletin în mână, închide-l. No, fără buletin. Okay. Domnișoara, okay. Secretară Ioana e singură? Nu e cu X-Flader. Unui trial, am să vin și am să-ți arăt eu să nu mai vorbești. Nu, îmi pare rău. La judecată. Numele meu este Marius Costin și Marius Costin. Am 20 și 25 de ani. Mm-hmm. Continuă. Și locuiesc în Mind City. Cu ce te ocupi? Liber profesionist. Câți bani deții în numele tău? Nu știu exact câți bani am. Oh, nu, la judecată. Ok, deci să înțeleg că ești în mare căutare de bani și nu prea ai bani. Păi sunt în căutare de bani, dar na, încerc să fac tot posibil. Și ești în căutare de bani așa de mare încât ai accepta orice deal, chiar dacă este ilegal pentru acei bani? Sincer, de când am avut experiența cu poliția și cum am folosit comunității, gen, uite, acum puteam munci pe bani, gen, și gen, am acceptat un deal ilegal pentru o armă, așa că nu o să mai fac asta, gen, aș putea munci Marius Costin, vino ca uite la mine. Te întreb odată. E singura dată când te întrebi și vreau să te gândești la răspuns de 5 ori înainte. Dacă răspunzi greșit,
Hai să regresi toată viața ta răspunsul ăsta. Deci ești sigur că răspunzi corect și sincer? Da. Cumva. The Sami ți-a dat acest contract? Pe I Hate Pink primarul. What? Nu, poftim? Ce? Deci vreau să te gândești de două ori înainte să spui răspunsul. Te las să te gândești. De unde până unde? Sami a plănuit? Să-i explic imediat de ce. Te okay. aud, Marius Costin, să te ascult. Nu The Sami mi-a dat asta. Deci nu The Sami, da? Nu. De ce t-aș băga pe cineva? Gata, Marius Costin, ia un loc pe scaunul ăsta, te rog. Pe ăsta de aici, în față? Da. Da, ia un loc, te rog. Nu cred că meriți să stai. Hai, pune-mă și stai acolo. Bun, hai să vă explic ce s-a întâmplat de fapt în orașul Mind City. Cu două zile în urmă, înainte să devin polițist, l-am văzut pe The Sami cum a scos din ghiozdan, în mijlocul primăriei, un mare M4, full modat, era gata să distrugă tot, cred, nu știu ce a făcut, și eu l-am raportat la poliție. El a zis că nu, n-am armă, nu. Îmi aduc aminte, sigur că l-am văzut. Insanity, exact, și după aia a fugit undeva la el pe teren, undeva în stânga, undeva lângă apă. Și după a fugit înspre plotul lui, când nu s-a uitat nimeni și eu cred că l-a ascuns arma și nimeni n-a găsit-o până acum. Și din câte cred eu, Sami conduce o mafie și cred că Sami este cel mai mare criminal din oraș, eu așa cred. Pentru că l-am văzut cu arma, m-a incriminat pe mine, mi-a pus un pistol, mi l-a băgat în spate aici, dacă vedeți, mi l-a pus în genul ăsta, stai. Uite așa mi l-a pus. Da, l-a pus vedeți, acolo, da. Și n-a observat și pe mine m-a luat poliția loc să-l ia pe el, care eram inofensiv, știți? Și de asta zic că Marius Costin nu prea e reală povestea lui cu Danny Dan, că Danny Dan, în primul rând, că doarme de o săptămână, nu prea cred eu că a putut să vă dea... E în comă, Danny Dan. Exact, Danny n-are nici casă pe teren și nu are timp să-și facă și tu îmi zici mie că are timp să conducă o mafie. Nu există, mă. Da, asta zici, zici că nu am asta, spus asta. Eu nu am spus cum conduce o mafie. Da, vreau să te aper, Costine, ia stea-o. Deci de ce... ce crezi, Sami este mafiota sau nu? Sunt șanse ca Sami să fie mafiot. Sunt șanse deci ca că Sami... nu te-a pus el. Nu, nu m-a șanse. Pus el. Deci gândește-te că poate el l-a pus pe Danny Dan să mă pună pe mine să fac așa ceva. Adică poate totul e plăcut. Marius Costin, vină după mine. Haideți toți după mine, inclusiv Marius Costini. Haideți, Costinașe. Vin. Costinașul e pe beat, Aha. De ce nu zici mă adevărul, mă? Că poți să scapi doar cu niște muncă în folosul Marius comunității, mă. Vreau să te uiți în direcția aceea. Vreau să vezi. Vreau să-mi descrii ce vezi în direcția. Vreau să te uiți tu așa în direcția aia, să-mi descrii în ce față, vezi. În față, așa? Ia da. Să... Opa. Ce văd? Un drum. Ieșirea din oraș? Ce vede? Nu vezi nimic? Ce? Niște mafioși? Ce să e? Sunt sniperii de la poliție. Colegii mei de muncă au sniperi și au scopuri foarte mari. Și mi-a raportat unul dintre ei că s-a uitat în direcția aceasta și te-a văzut pe tine cum ai primit o armă de la The Sami în mâinile tale. Ce părere ai de chestia asta? Te-ai întâlnit cu el, ți-a dat o armă și o mască de hoț. Păi nu mi-a dat nimic. Bă, e incredibil. Deci mă minte, colegul meu? Mă, Insanity, poți să vorbesc ceva puțin cu tine? Cu Sami. Vino foarte repede, e legat de... Stați acolo, să nu mișcați. Luca, deci tipă, dacă fuge. Luca, așa. Luca, Carina. Bă. Nu, stai aici. Deci, nu fug nicăieri. Domnule Costina, azi mi-am ținut destul. Eu cred că are niște probleme mentale, Insanity. Pentru că omului poți să... nebun? Eu cred că e nebun. Poți să-i arăți o filmare cu el cum ia banii și fură și fuge cu ei și o să se uite în ochii tăi neclipind și o să zică că nu el a și fost. Și tot o să zică. Exact. Da, eu cred că e nebun. Like, nu recunoaște absolut nimic. Nu știu dacă ne mai luăm după el. Avem vreo cameră de luat vederi în oraș pe drumuri? Poate să ne uităm și poate vedem la altul mai la bancă bun. Știu că era una, dar nu pe partea asta. Pe partea asta da, văd doar asta de la primărie. Pușcat? Unde te-am pușcat pe tine? Pe nou drum, în timp ce făceam nou drum. De mai aici. Ia, vino ca să-mi arăți. Vino ca să vreau să-mi arăți exact unde ai murit tu. Aici, în zona asta? Nu, uite, fii atent. Nou drum, pe la mijlocul noului drum. Fix acolo în față. Ok, stai că-i chiar și pe ei. Și cred că mi-a tras undeva. Glonțul a venit din pădurea asta, că a ia tras pe lângă. Veniți. Cumva, nu știu cum a tras. Haideți, brigada. Hai. Bun, hai de prins, vedem. Deci spui că nu mai sunt camere prin zona decât acolo. La mine e una. Am găsit. Uite-o. Ce? Da, la mine ai asta. Ai putea să-mi dai acces la camera ping? Stai așa să văd acum unde aveam eu. Uite monitorul de la cameră. Să-mi dai înregistrarea să mă uit la secție. Păi, mulțumesc. Am să mă uit după ce vedem acum. Și acum hai să vedem locul crimei, poate sunt și alte camere, ia să vedem. Nu cred că bate până la loc, Costin, dar... Mai ai încă o șansă să recunoști că suntem aproape de aflat adevărul. Cred că a prins glonțul cum zbura camera mea, dar nu bate până deci unde am... Unde ai murit exact?
Eram un pic mai departe de aici, nu? Eram undeva aici. Da, undeva pe aici era. Și ai zis, mă, Costin, că n-arată el unde a murit? Păi aici. Da, că gen, v-am zis că doar că l-am omorât. Păi v-am zis că eu l-am omorât. Păi a recunoscut că m-a omorât, dar nu vrea să recunoască cine i-a dat arma. Chiar am uitat că a recunosc. Da, nu recunosc cine i-a dat. Bă, ce polițist e asta? Bă, Luca. A nebunit și Ovidiu. Nociv mă numesc. A nebunit și Ovidiu. Oraș de nebuni. Da, e... Doamne. Chiar ne trebuie spitalul ăla. Poate e schizofrenic, mă. Ne trebuie spital de psihiatrie. Mamă, domn primar, am un proiect de urbanist pentru dumneavoastră mai mult. Cred că camere peste tot în oraș, dacă mă întreb pe mine. Da, multe camere, la multe colțuri, pentru că poate se întâmple chestii de genul, adică în mijlocul străzii au făcut deal-ul, adică insane, nici măcar nu s-au întâlnit în pădure. Da, păi o să alocăm niște camere fonduri și... în pădure ne trebuie. Da, să-l vedem când se duce la baie. No, în oraș pe străzile principale, adică avem la Eu vreau să-l văd și în pădure când se duce la baie, asta vreau eu. Da, și Costin, baia mea, okay. E tigru, el n-are baie. N-are baie, se duce la copaci, la de-astea. Măcar astup și tu după, ca pisicile, măcar astup și tu după sau? Păi de-aia umblă pisicile. Am să-mi pun vizorul de SWAT și am să fac ceva care este puțin ilegal. Cred că nu vreau să văd. Nu, nu mă executați, vă rog frumos, n-am făcut, deci nu, dacă am zis adevărul. Dacă nu faci o mișcare greșită, nu te execu, nu-ți fac nimic. Nu fac nicio mișcare greșită. De ce ai grijă ce mișcare faci? Fac doar ce îmi spuneți dumneavoastră, ok? Nu. Ăsta plotul lui Sami, da? Nu, ăsta e ăla vechi, e al primăriei acum. Ok. La cel principal îmi doresc eu, Marius Costini. Aici, da? Ăsta e, nu? Da. Bun, Marius Costini, vreau să stai pe chestul ăsta. Bă, nebunii și Sami? Da, și Sami cred că nu te mișca. Da, acolo. Bun, în primul rând, de ce Sami are case din dirt? Asta nu știu. Și a doua întrebare, unde își ține Sami toate bunurile? Unde? Aici jos are niște chestii. Aici trebuie să stau aici, nu? Aveți mandat de percheziție? Rămâi acolo. Păi de asta e că e puțin legat, dacă te aud că zici ceva, domnul Luca Luc, e pentru binele orașului. Ok. Puteți să căutați și voi în chestul. Dacă ați găsit o armă, mă anunțați. Dar sunt blocate. Am găsit un chest blocat. Alea blocate le voi nota și revin cu Sami de mână. Are un cuțit care arată foarte tăios și asta periculos. Asta cu prețioase trebuie. De ce are un cuțit oare? Nu știu. Ok, n-am găsit nimic. Marius, de ce nu ești pe chest? Mai spun și fără răsuri. Poftim. A, ești pe alt chest. Ai mutat chestul? Hoțomanul de Zosami și-a încuiat chesturile. Bă, ia la chestul. Ah, uite, urcă în mașină odată. Salut! Pink, fii la abonaților să dea un like. Dați like sau îl bat pe Dani Den la cap cu faptul că... Nu. Hai, dă-te jos că ai niște răspunsuri de dat. Stai, ce s-a mai întâmplat? Ce s-a mai întâmplat? Dani Den! What? Ce s-a întâmplat aici? Hai, toată lumea liniște, adunarea, faceți o linie dreaptă la acest perete în afară linie. De domn primar. Okay. Haideți? Ok. Bun. Marius Costin, lasă chestul acolo. Hai să-și ia chestul, păi el trebuie să stea pe chest, cum? Hai, sus pe chest, în primul rând. În acest chest am găsit 64 de rachete la Zăsami acasă, pe proprietatea lui. Ce poate să facă nebunul de Zăsami cu rachete? N-are nicio scuză, adică... Vrea să bubuie primăria? Ce vrea să facă? Da, e ceva ciudat. Dacă erau gloanțe, mai înțelegeam, că zicea că sunt de vânătoare, dar rachete nu. Rachete de vânătoare. Dani Den, ia vino tu în față aici. Da. Bun, vreau să-mi spui tu mie, de unde are oare Marius Costin, care te-a pus și pe tine ca martor sau ca vinovat? Nu, ca făptaș, ca vinovat direct. Ca făptaș, de fapt, da? A spus că tu i-ai vândut lui arme, este adevărat? I-ai dat arme? Bă, dar ce polițist ăsta, bă? Nu, eu am făcut asta, dar știu cine a făcut-o. Ce? Știu cine a făcut-o. Vă zic sincer. Cine? Ascultați-mă cu atenție, e strict secret, dar am nevoie de protecție. Mă apărați?
Da. Cred că o să fiu căutat. Îți promit protejarea din partea poliției. Ok, perfect. Marius Costin a primit arme de la Zusami. Eu v-am spus. Ce? Okay. Așa credeam și eu. Ok, Danny Dan, de ce nu recunoști că ne-am întâlnit amândoi în spatele casei tale? Care casa lui? El n-are casă. Hopa, ding 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 ding. Minte, n-are casă, Danny Dan. Minte, în spatele plotului. Lasă să vorbească, vedem după argumentele. Hai, spune-mi. Hai că nu e. Și mi-ai dat o armă cu pretextul că dacă îl asasinezi pe primar, voi putea păstra arma și cagula și tot ce mi-ai dat tu. Nu pot să recunosc așa ceva, eu v-am zis. Spune adevărul. E adevărat că Zăsami ți-a dat bani și arme ca să mă pui pe mine să-l asasinez pe primar? Nu, arestați-l, vorbesc serios. Protejați-mă, mi-e frică. Eu plec de aici dacă nu faceți ceva. Ok, Dani, relaxează-te, îți fac acum un masaj. Ești încordat un pic. Da. Fel la cot. Cumva ai fost om de mijloc și luat armele lui Sami și le-ai dat lui Costin? Eu nu am umblat, eu doar am auzit ce s-a întâmplat și voiam oricum să raportez. Am fost chemat aici, iar eu v-am zis adevărul, arestați-l pe infractor. De unde știm că spui adevărul? Pe cine să arestezi? De unde știm că el e gen... De unde știm că zice adevărul? Unde a plecat Zăsami, Dani? De unde a plecat? Trebuie doar să aveți încredere în ce vă spun. N-am nicio altă dovadă. Poate și tu minți. Unde a plecat Zăsami? E cuvântul meu versus cuvântul lui. Nu știu unde a plecat, sincer. Eu cred că amândoi mințiți. Ce? Tu vrei doar să scapi de pușcărie, recunoaște odată. Nu. Ești bine. Carina, dă-și o lopată. Se vede în ochii tăi, Marius Costin. Da, dă-i o lopată după ureche. Mă crede și pe mine cineva? E cineva de partea mea? Băi, la cât ai mințit nu astăzi? Nu e nimeni de partea ta, Marius. Eu știu că Zăsami e vinovat de când l-am văzut pe M4 atunci. Eu chiar cred pe Dani, sincer. Păi da, Dani, gen, neavând dacă... bani deloc, gen, și a fost și furat, ar putea accepta o sumă destul de mică pentru asta. Cât să-i dau, un dolar? Tocmai de asta și dus la el, mă gândesc. Deci totul pleacă de la Zăsami. Mă, Dani, vă zic eu. Pink m-a învățat o lecție importantă când a fost la pușcărie. Mi-a zis ca de acum să nu mai fac infracțiuni și să-mi dau viața dacă e nevoie. Eu am ascultat ce mi-a zis domnul primar. Are dreptate, așa i-am zis. Trebuie să-și dea viața pentru a opri-o fără de lege, pentru că așa este nobil. Așa este nobil. Ok, și de ce nu ți-a dat viața pentru primar? Tu repete-mi... El era plecat, era în vacanță când ai tras. Da. Problema lui? Dar Eden, poți să readuci aminte cum ai spus că știi foarte bine că Sami a dat lui Marius arma? Da, deci mă plimbam prin orașul Main City. Dacă îmi amintesc bine, vedeți în chest, mai am materiale de construit. Pur și simplu le transportam, am și mai mulți morcovi, tot așa. Și la un moment dat, fără să mă vadă, am trecut pe shift și am auzit vorbind pe cei doi despre planul ăsta în care să fie date arme și să fie răsturnat chiar tot sistemul, tot orașul. Nu știu acum. Ok, spune unde eram. De Sami, vreau controlul. În spatele plotului la Sami. Opa. Și unde mi-a dat arma? A, deci asta înseamnă nu, că... Asta nu știu. Înseamnă că trebuia să-ți dea arma. Deci nu știi. Atât. Deci, văzut, deci la cum ai răspuns tu înseamnă că de prima întrebare a trecut cu brio. A răspuns păi corect, nu? Păi nu, dar am vrut să văd unde poate să ajungă cu povestea. Băi, Marius, la cât ai mințit, eu am încredere în tine să îi dai un mare interogatoriu lui Dani, deci nu știu exact de ce. În primul rând, a răspuns, a tot negat care armă și l-am găsit cu ea sub plot, adică... Da, adică... Mamă, cu câte l-am găsit pe Marius. Nici nu știu de ce mai suntem aici. Marius trebuia în pușcărie de mult și Sami pus sub urmărire. Păi deja îmi exercitam îndatoririle acolo pe plantație. A, era înainte să știm că Sami e implicat și tu n-ai vrut să recunoști. Deci n-ai spus tot adevărul. Deci tu munceai în folosul comunității la adevărul pe care l-ai spus, care de fapt a fost o falsitate totală. Eu nu am zis niciodată că Sami deci e nevinovat. Am zis că este posibil ca Sami să-l fi plătit pe Danny Dan pentru că el mi-a dat arma. Păi de ce ai fi dat vina pe mine? Adică. Da, exact. De ce pe Danny Dan? Că toată lumea știe adică că e cel mai sărăcuț din după să... Pentru că el mi-a dat arma, el nu vrea să recunoască, dar el Dani, mi-a dat-o. Eu cred că avem problemă cu un mincinos foarte bipolar aici, care efectiv nu o să recunoască, poți să-i arăți cadavru și o să zică că nu el a făcut crima. Da.
Da, deci poți să-i pui dovada așa în față și nu recunoaște. Marius Costin... Așa e. Cum adică așa e? Adică practic recunoști că ne-a spus ceva? Bun, haideți liniște puțin și haideți după mine, dragi cetățeni. Avem o problemă de rezolvat. În pușcărie cu el, pe veci. Probleme în orașul ăsta. Așa se întâmplă, mă, toată lumea. Că ai venit unde nu trebuie, plin de probleme aici. Ai vrea să te înrolezi în poliție? Mai avea nevoie de un polițist nou. Sincer, chiar aș vrea, ar fi destul de interesant. Luca, o chestie te rog. Fii de partea celor buni, ok? Ne-am săturat de... Deci toată lumea încearcă să aibă legături cu mafia, că ei se cred foarte șmecheri dacă sunt răi. Nu sunt șmecheri. Eu sunt șmecheri. Când o strag la stângă. Mergi, mă, mai repede. Mergi, mă, mai repede. Că nu vede poliția când te iau acum la bătaie și n-ai ce să zici. Mulțumesc că acum am luat un loc. Îți dau la coaste și nu-ți rămâne vânătaie. Toată lumea să ia un loc. Sigur. Opa. Salut, Luca. Salut, Dani. Eu nu vreau să stau lângă Dani. Eu vreau să stau lângă Dani. De Dani poftim. Bun, voi o să fiți martori la acest incident. Liniște. Voi o să fiți martori, da? În caz de ceva, să nu zic că Marius Coștin vreo minci. Ok. Domnul Marius Coștin, v-a pus de Sami să omorâți primarul? Da. Nu! Ce? Bun. Opa! Notăm. Un Freudian slip. Să omorâți primarul? Da. Ok. Câți bani ați primit? Opa. Nu am primit bani. Ai făcut-o pe gratis, nu, din nu cred. Din pasiune. Ok, ești domnul Marius Costin, ridicați-vă. Tocmai v-am pus cătușele. Cristina. Pentru această crimă foarte gravă, nici măcar n-ați acceptat bani. Ați făcut-o din plăcere, sunteți un psihopat în oraș. Andreea, n-o incredibil. Să vă las liber. Am făcut-o. Pentru această crimă veți sta la închisoare 24 de ore. Haide. Wow. Ok, înainte să intru la închisoare, am un anunț de făcut în fața tuturor. Toată lumea la închisoare, nu vrem să te auzim. O să intru la închisoare imediat după ce fac un anunț. The Sam este nevinovat, Dani Den este nevinovat. Incredibil așa ceva. Ascultați-mă, exclusivitate. The Sam și Dani Den sunt nevinovați. Mă, tu schimbi minciuna odată la 2 minute, mă. Eu, cu propria mea voință, mergi, intră acolo. L-am omorât pe primar. Treci. Ok. Și asta nu se explică de unde ai tu armă. Hai, treci cu asta. Să nu te mai vedem. N-a zis că de la Sami are, mă, nu mai înțeleg. Asta schimbă povestea din două în două minute. Vrea să te gândești cu mintea noastră. Exact. 24 de ore la celulă. Celula. Apropo, când, da, noi vizitatori pe server, când e vorba de vreo celulă, toată lumea zice celula. Celula. Exact, așa, așa se întâmplă. Celula. Aoleu. În sfârșit s-a făcut dreptate. Wow. Sus și celula. Trebuie deznodământul acum, ne trebuie deznodământul. Da. Au să ai controlat Insanity să n-aibă cumva vreo barcă la el? N-are nimic în inventar. Ok, e bine, că cu barca se poate face i-am o schemă. I-am confiscat-o, mai de rău. Că, știu. Și iese din pornaie. Bun, dragi cetățeni, astăzi am mai arestat încă un criminal al orașului pe nume Marius Costin. Este psihoparul de tot, că a omorât primarul fără nici măcar bani, adică a făcut-o pe gratis, nebunul. Și acum suntem și mai siguri că Sami este implicat cu vreo nebunie ascunsă. Ascunde el ceva 100%, adică sigur are o fabrică de arme și sigur are și alte chestii ascunse undeva, așa că va fi misiunea poliției să-i găsească locul secret. Domn primar, poți să zic, domn polițist, stai că eu sunt primarul. Te văd, ia dă-te, mă, da, că ăla-i scaunul de primar, mă. Gata, e al dumneavoastră. Mă uit la tine și mi se pare... Bun, fii atent, eu mai am o chestie. Mai știți că la un moment dat cineva a mers la bancă și a schimbat niște bani fără să treacă pe carte? Cine? Că nu știu de incidentul păi ăsta. Păi aia e că nimeni nu știe cine a venit și a schimbat bani fără carte. Poate, dar fiți atenți. Poate știe moșul nociv că e polițist de un an. Deci, care e, când minezi, care e cea mai greu de obținut resursă? Iron. Exact. Și ghici ce era sub formă de blocuri la bancă? Cine a avut mata influx de iron? Nu știu, dar ironul ăla nu a venit din mina, nu știu de unde l-are. Deci, ori l-a furat oriceva. Nu știm cine e. Am o teorie. Deci armele sunt făcute din fier, corect? Făcute din iron. Ok. Și pentru a face iron ai nevoie de o fabrică de iron pentru a face mult iron, ca să faci o arme. O zină întreagă, și da, ca la Galați. Și asta explică și de unde a luat banii. Da. Wow. Deci a fost trecut. Ok, Zasami este foarte aproape să fie prins. Când am să-l prind în oraș, am să-i fac o perochediție generală și o să-i găsim locul secret curând.
Eu okay, nu-l împun Ocivanu. Domn polițist, eu da. Cum aș putea să mă înrolez în poliție, dacă când sunt probele alea? Curând o să fac eu împreună cu Nocivanu niște probe speciale pentru cei mai buni trăgași, pentru cei mai buni interogatori. Aha. Să-i angajăm la poliție. Este posibil ca al treilea loc de poliție să fie loc de polițist rutier. Posibil. Mm-hmm. Wow. Mm-hmm. Măcar local gen, nu? Adică de la da, de... Da, da, vedem. Da, de la local. Da, da, da. Aș putea și eu să mă bag pe undeva pe un post? Da, 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 sigur. Da, da. O să fie toată lumea la poliție, cine vrea să vină în ziua aia, poate să vină oricine. Sau dacă vreți alte joburi, vorbiți aici la primărie și vă găsesc ceva de făcut în oraș pentru bani. Vă plătesc și direct, nu trebuie să mai așteptăm bani salariul viață. La... Că mai durează până vine salariul. Oh. Da. Da. Băi, eu zic că... Păi, tot avut de spus, sunteți liberi. Mm-hmm. A fost o plăcere să fiu martor astăzi alături de voi. Da, mersi, mersi Luca că ai ajutat și tu și că ai explicat ce s-a întâmplat aseară. A fost teribil, dar mă bucur că am scos măcar un pic de adevăr la iveală. Suntem pe cale să... rachetele astea. Astea, domn polițai, le băgați la poliție, unde cu cutia cu dovezi. Da, să știți și dumneavoastră că Sami a avut un stack de rachete. Da, 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 le treceți acolo în cutia cu dovezi. Pentru cazul da, ăsta. Da, mă duc. Dani, mersi că ai făcut lucru cel bun. Mersi că ne-ai Dani, oferit respect. O pistă, bravo. Mare Dani. Respect. Vă mulțumesc că m-ați bun. Respect, Dani și Dan. Fac tot ce pot. Ia zi, faci casa aia astăzi sau? Hai să o facem. Hai că vin eu să te ajut la casă. Hai Dani, hai. Face Dani din casă. Hai, te ajut eu, hai. Nu pot să cred. Hai că, nu de alta, dar dacă nu faci nici astăzi, mâine îți fac casă din dirt indestructibil la tine pe plot. Aoleu, nu.